Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! A cui este casa? Măluștele. Dacă ai fost vreodată pe o plajă, probabil ai văzut scoică sau cochilie. Atunci când le găsim pe plajă, cochilie sunt de obicei goale. Te-ai gândit vreodată că scoicile pe care le găsești pe plajă sunt de fapt case ale unor viețuitoare? Mă rog, au fost case. După ce viețuitoarele mor, cochiliile lor sunt aduse de apă pe plajă unde le vedem noi. Aceste vietăți se cheamă moluște. Multe dintre ele trăiesc în oceane și în mări, altele în lacuri sau râuri și altele chiar pe uscat. Poate că ai văzut melci în pădure sau în grădină. Ei bine, și ei sunt moluște. Moluștele au foarte multe feluri de cochilii. Unele dintre ele sunt foarte colorate, în timp ce altele sunt simple de tot. Unele moluște au casa formată din două bucăți. Sunt rotunde, alungite sau curbate, ori în formă de trompă de elefant sau în multe alte forme. Alte moluște, cum ar fi melcii, au casa dintr-o singură bucată. Aceasta poate fi înălțată și suguiată, ori scurtă și rotundă, de toate mărimile. Moluștele sunt de diferite mărimi. Unele pot fi mici, în timp ce altele ajung uriașe, putând crește mai mari decât tine, până la un metru în diametru și la peste 1000 de kilograme. Aceste scoici pot fi atât de grele încât un singur om nu le poate ridica. Ai observat că moluștele își duc casa cu ele peste tot? Nu-i așa că te bucuri că noi nu trebuie să ne cărăm casa cu noi? Casa unei moluște este exact ce are ea nevoie. Sunt multe animale care și-ar dori să mănânce la prânz o molușcă moale, dar cochilia dură protejează molușca de dușmani. Noi putem fi plini de mulțumire că Iisus este întotdeauna lângă noi, să ne protejeze și să ne ajute atunci când îl rugăm. El însuși a zis: nici de cum nu te voi lăsa și nici de cum nu te voi părăsi. Evrei 13:5. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!